Capitanul celor de la Podare s-a desprins frumos în acea fază și a finalizat. George Rusu pierde ușor în fața lui Vulpe. Simion. Gabi Coman, o intrare asupra lui Raicea. Arbitrul a considerat infracțiune. Preda. Nu centrează rău, respinge Sandu Bărboiu. Iată, destul de periculoși oltenii. Arenasa trebuie să se trezească. CS Podar nu este o echipă de speriat. Rusu spre Ștefan Neacșu. Ghenu. Bogdan Matei deschide jocul spre Dragoș Cerna, dar serva lui este lungă și nu poate fi recepționată de jucătorul de bandă stângă, transferat aici de la Chindia Târgoviște. Sunt mulți jucători de la Chindia, veniți de la Chindia în echipa celor de la Arenasa. În special cei sunt 19 ani, precum Alexandru Neacșu, Alexandru Bicher, Alberto Roșciugă, Papa Simeonides. Sau George Ghenu. Ceva nu se leagă în jocul celor de la Arenasa, care trec peste construcție cu mingi lungi. Mingi care nu aduc fazele ce pot produce goluri. Poate acum Alexandru Neacșu frumos se desprinde, șut incredibil, ratarea lui Alexandru Neacșu. Ce frumos și-a făcut această minge, a șutat din vole, din păcate, pe lângă poarta lui Marian Mecea. Foarte aproape de egalare Arenasa în minutul 23 al acestei prime reprize. Câteva șanse importante de partea echipei lui Puiu Becanu, niciuna fructificată. Mai speculativi vizitatorii. Rusu spre Bogdan Matei. Șut cu pământul, nu a fost rău, dar nu a avut nici forță, venind de la George Ghenu. Nu e un joc rău. Între Arenasa și Podari, două echipe din partea inferioară a clasamentului, dar care în această partidă evoluează destul de dezinvolt. Ghenu spre Neacș, spre Ștefan. Păcat, păcat de șansa lui Alexandru Neacșu. Frumos și-a făcut acel balon. George Rusu folosit în bandă în această partidă ca mijlocași dreapta. Bogdan Matei și George Ghenu sunt mijlocași centrali. Dragoș Cernea în banda stângă. Singur. Să
Uitați dimineață cu Ciprian, cu Răducan, cu Ciprian. Am stat aseară până pe la jumate, la el acolo. Și că mă uit, tot așteptam să vină ceva. Am supărat, am plecat acasă. Am intrat pe camere, lăutare jucau table și o spătare jucau cărți. N-a fost nimeni toată seara. Dorin Preda. Bine, bine. Centrare care nu se duce rău și lovitură de cap dintr-o poziție periculoasă a lui Cioinac. Sunt probleme în apărarea celor de la Arenoasa, le-am sesizat și în partida cu Afumați, când doar intervențiile pe alocuri excepționale ale lui Sandu Bărbău au limitat proporțiile înfrângerii. Și aici se consideră fault la intrarea lui Ghena asupra lui Preda. Cioinac trimite greșit, recepționează George Rusu, în schimb Alexandru Neacșu este superficial și un nou atac pozițional al celor de la Podari, Simion blocat de Ghele. Dragoș Cernea. Hai Matei. Alergă Alexandru Neacșu. Are în poftă de joc Rusu. Nu mai au răbdare spectatorii de la Arenoasa, este și normal pe de o parte. Arenoasa are un început rău de an. Învinsă în primele două partide din acest retur condusă acum de CS Podari. Vulpe trimite în afara terenului. De minute trecute din această primă repriză continuă să fie în avantaj vizitatorii după reușita lui Dorin Preda. Dragoș Cernea va executa această lovitură direct pe poartă, însă peste transversală. Șapte șuturi în afara spațiului porții expediate de jucătorii de la Arenoasa. În schimb, vizitatorii au trimis trei și toate pe poartă. Unul dintre ele a însemnat gol. Podari, o localitate aflată la aproximativ 10 km distanță de Craiova, cu televiziune locală. Și iată care își permite să susțină financiar o echipă la nivelul Ligii a 3-a, conținut în care nu prea mai sunt cluburi divizionare în județul Dolj, except în CSU Craiova. La scursul jumătate de oră din această partidă, 0-1 FC Arenoasa CS Podari. Și Puiu Becheanu se află într-o situație neplăcută.
Aninoasa nu a mai pierdut de foarte multă vreme, de an bun e 3 partide consecutive. Ar fi neplăcut să se întâmple acest lucru la finalul acestui meci cu CS Podari. La Liga 4 zalele par aruncate. Datoraș galben și pentru Marius Cârstea, jucătorul cu numărul 95 de la vizitatori. Cel de-al treilea avertisment în tabăra celor de la Podari, odată cu sancționarea lui Marius Cârstea. Sandu Bărboiu. Coman. Bravo! Bravo, Gustul! Hai! Rusu. Neacșu. Întoarce faza către Gabi Coman. Nemulțumiți spectatorii. Bine, bine! Ștefan spre Nicu Moțoi, foarte aproape de a intercepta această minge. Hai, Matei. Transmisă de Cioinac. Geamănu, Ionuț Stancu, Dorel Preda. Opsa evident la această fază. Și totuși încep să se mai apară oameni la această partidă, sunt 400-500 probabil. O nouă acțiune cursivă a echipei din Podari, întreruptă de Gabi Coman. Puiu Becheanu l-a folosit pe Dragoș Cernea mai avansat în această partidă, preferându-l ca fundaș stânga pe tânărul Răpan. Din păcate, din acel spațiu a apărut golul vizitatorilor. Alexandru Neacșu spre George Rusu, Rusu la Nicu Moțoi. Prea este susținut Moțoi acolo, destul de izolat la avampostul.
întoarce, nimic nu trece. Revin la Liga 4 și spun că Flacăra Moreni s-a distanțat în acest moment la 12 puncte de Gloria Cornești, având, este adevărat, și un meci în plus. În ultima etapă, Morenarii s-au impus 2-0 la Dragomirești, în timp ce șocul a venit de la Cornești, acolo unde Gloria a fost umilită pe teren propriu de Libertatea Urziceanca, scor 1-5. Așadar, jucătorii lui Gabi Paraschiv se gândesc deja la barajul de promovare în Liga a 3-a. Foarte greu de crezut că Gloria Cornești sau Recolta Goreașuții mai pot ajunge echipa de pe Cricov. Mică emoționare reușită aici să se desprindă de Cristian Simion. Se zbate atacantul celor de la Ninoasa, încearcă. În schimb, golul continuă să se lasă așteptat. Al doilea corner la acestei partide, Bogdan Matei, șut al lui Dragoș Cernea. Da, s-a încins treaba la poarta lui Marian Mecea. Din păcate nu vine golul și Alinoasa rămâne doar cu 12 reușite în 15 partide, foarte puțin. Până și Hărman sau Tito au 14 goluri marcate. 37 de minute scurse, 0-1 FC Alinoasa CS Podari. Dar au fost câteva ocazii de partea formației antrenate de Puiu Becheanu, spre deosebire de meciul cu Afumați, când nu prea a fost pericol atunci la poarta elfovenilor. Foarte ușor a trecut de Ghenu Preda, un jucător tehnic de 30 de ani. Răpan nu a avut o evoluție care să entuziasmeze. Dacă vrei să pleci, treci, stai jos și faci! Primul la Tomaș Galbe și în favoarea gazelor, nu pe Dragoș Cernea. Sandu Bărbuia a mai avut o intervenție salutară aici și primul avertisment al Ninoasa, Dragoș Cernea a fost acolo sancționat. Iată, forțând pe cei de la Podari. O, ce liber este acolo și este cartonaș galben și cartonaș roșu. Alin Repan a fost
Ferenc. Picioare la sace se pădau niște zile de Domnul Iudac. Eliminare și gol primit de cei de la Ninoasa. Eliminat Alin Răpan, direct cartonaj roșu, ați văzut penalti și gol al lui Cioinac. Va fi mult mai greu pentru Alin Răpan, în inferioritate numerică și condusă cu 2-0. Mai sunt 3 minute din această primă repriză. Mulți nervi. Tocmai ce spuneam, că Alin Răpan nu a avut o evoluție prea bună. De pe partea sa a plecat primul gol al vizitatorului, acum a provocat penalti, eliminare și încă un gol în dreptul celor la podari. Penalti și pentru FC Alinoasa. Intrarea lui Cioinac asupra lui Nicu Moțoi, minutul 42. Că a transformat și Sorin Pahonțu, minutul 43, și este și este 2-1 pentru Podari. Reacție imediată a formației din Alinoasa. Sorin Pahonțu reduce din handicap. A transformat sigur. Este bine că Alinoasa a reușit să puncteze înainte de pauză și să vină cu o replică pe tabela de marcaj. Nu va fi ușor, ținând cont de eliminarea lui Alin Răpan. Unul la doi, așadar, FC Alinoasa CS Podari. Este Sandu Bărboiu. Sorin Pahunțu, al doilea marcator în acest rătur pentru Alinoasa, de la punctul cu var. Primul a fost Ionel Diță, doar rezervă astăzi în partida studiută la Chiajna împotriva celor de la CS Ștefănești. Bogdan Matei Rusu, fără emoții pentru portarul Mecea. Două lovituri de pedeapsă în această primă repriză, 3 goluri
și multe ocazii, plus o eliminare în tabăra formației din Alinoasa. Un minut arată suplimentar arbitrul acestei partide. Alin Ștefan vine și el în zona centrală, coboară. Dragoș Cernea, ca fundaș stânga, trebuie să-și securizeze oarecum apărarea Puiu Becheanu, dar să nu neglijeze și faza de construcție sau cea de atac. Frumos se înalță Cernea. A fost Rusu. Nicu Moțoi, iată, a obținut acel penalti transformat de Sorin Pahonțu. Alinoasa luptă, iată că nu cedează și asta ne bucură, faptul că nu s-a prăbușit formația lui Puiu Becheanu și încearcă să revină în această partidă, chiar și în inferioritate numerică. Respinge încă o dată defensiva celor de la Podari. Arbitru se pregătește să fluiere finalul acestei prime reprize. Lasă și această fază. Pauză, 1-2 FC Alinoasa CS Podari.